Centrare, balon retrimis pe 6 metri, Vucevic! Moldovan își salvează echipa! Horațiu Moldovan păstrează cele 3 puncte în Giulești! Se revanșează clar după gafa pe care a făcut-o etapa trecută la Ploiești. Se termină meciul, victoria Rapid! N-a fost o partidă strălucită, victoria obținută grație execuției excepționale a lui Junior Moraes. UTA rămâne fără gol marcat în deplasare în acest sezon. Gol averaj 0 la 6 afară. Iar Rapidul este lider. Excelentă paradă a lui Horațiu Moldovan. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. O seară cât mai plăcută, o seară cât mai liniștită. La revedere!